Suntem în Cartea Genesei, capitolul 26, vă rog, deschideți. Suntem în lecțiile privitoare la Patriarhul Isaac. Vom avea citirea de la versetul 12 la 23. Genesa 26, citim de la 12 la 23. Isaac a făcut semănături în țara aceea și a strâns rod însutit în anul acela, căci Domnul l-a binecuvântat. Astfel omul acesta s-a îmbogățit și a mers îmbogățindu-se din ce în ce mai mult, până ce a ajuns foarte bogat. Avea cireți de vite și turme de oi și un mare număr de robi, de aceea filistenii îl pismuiau. Toate fântânile pe care le săpaseră robii tatălui său pe vremea tatălui său Avram, filistenii le-au astupat și le-au umplut cu țărână. Și Abimelec a zis lui Isaac, pleacă de la noi, căci ai ajuns mult mai puternic decât noi. Isaac a plecat de acolo și a tăbărât în Valea Gherar, unde s-a așezat cu locuință. Isaac a săpat din nou fântânile de apă pe care le săpaseră robii tatălui său Avram și pe care le astupaseră filistenii după moartea lui Avram și le-a pus iarăși aceleași nume pe care le pusese tatăl său. Robii lui Isaac au mai săpat în vale și au dat acolo peste o fântână cu apă de izvor. Păstorii din Gherar s-au certat însă cu păstorii lui Isaac zicând, apa aceasta este a noastră. Și-a pus fântânii numele Eșec, pentru că se certaseră cu el. Apoi au săpat o altă fântână, pentru care iar au făcut gâlceavă, de aceea au numit-o Sitna. Pe urmă s-a mutat de acolo și a săpat o altă fântână, pentru care nu s-au mai certat și au numit-o Rehobot, căci a zis el, Domnul ne-a făcut loc larg ca să ne putem întinde în țară. De acolo s-a suit la Berșeba. Amin. În seria patriarhilor pe care i-am studiat până acum, respectiv am început cu Avram și apoi am sărit tocmai la Iosif, am folosit ca metaforă de referință în cazul lui Avram. Ce am folosit? Altarul, așa. Am văzut că viața lui Avram e presărată, drumul lui Avram e presărat cu altare. Când am discutat despre Iosif, deși a fost ceva timp în urmă, ceva ani în urmă, metafora pe care am folosit-o în dreptul lui a fost cea legată de haină. Omul cu haina pestriță. Apoi a avut haină de rob, apoi a avut haină de prim-ministru, a avut tot felul de haine. Plus că a fost o tipologie a Vechiului Testament, poate cea mai frumoasă și cea mai apropiată de Domnul Hristos. Și am vorbit până și de haina aceasta, profetică, cumva. Acum la Isaac, drumul lui Isaac e presărat cu fântâni. Spuneam joia trecută, în cazul lui Isaac găsim și altar, găsim și cort, dar mai ales Isaac, în capitolul 26, singurul capitol care e dedicat în special lui Isaac, se vorbește despre fântâni și despre cum s-a ocupat el de aceste fântâni. În cazul lui Iacob, Avram, Isaac și Iacob, cei trei, în cazul lui Iacob, care credeți că este metafora, simbol, metafora folosită ca efigie, ca blazon, dacă vreți? Fiecare clan avea un blazon, avea un simbol. Corturile, sigur că da. Poate ajungem într-o zi și acolo și vorbim despre acest Iacob, omul care locuia în corturi. Și spuneam joia trecută,
atât altarul, cât și fântâna, cât și cortul trebuie să fie parte din peisajul spiritual al creștinului. De acum am folosit aceste trei metafore ca semnificație pentru relația cu Dumnezeu, când e vorba de altar, dependența noastră de Dumnezeu și izvorul vieții, ceea ce sugerează apa ca sursă de viață, și această stabilitate pe care ți-o dă cortul, când îți așezi cortul undeva, și totuși cu sensul de ce? Când ne uităm la Evrei 11. Avram și Isaac și Iacob locuiau în corturi și patriarhii și oamenii credinței, arătând prin aceasta că sunt ce? Străini și călători. Așa îi spune Domnului Isaac, locuiește ca străin în țara aceasta, locuiește ca străin. Adică nu te așeza ca și cum nu mai pleci. Nu-ți spune acolo ancora, nu-ți spune rădăcinile ca și cum acolo rămâi pentru totdeauna. Să fii preparat, să fii gata oricând să-ți adun cortul și să mergi mai departe unde te trimite Dumnezeu. Aceste trei metafore sunt foarte frumoase și pentru viața de credință, pentru viața creștină, și anume altarul, fântâna și cortul. Fiecare generație trebuie să-și sape propriile fântâni, dar vorbeam joia trecută de fântânile lui Avraam. Primul lucru care l-a făcut Isaac, înainte ca să-și sape propriile fântâni, a desfundat, a curățat și a repus în funcție și în folosință fântânile tatălui său. Și mai ales și mai important, le-a dat același nume. Adică a știut identitatea pe care a pus-o tatăl său. A știut rostul și a știut istoria tatălui său. A știut, pentru că ei legau acest nume de anumite experiențe de viață. Pentru evreu, asta era parte din etosul de trăire și de simțire a evreului. Până și la copil îi punea numele legat de ce trăia el, pe unde mergea. Uitați-vă la patriarhul Iosif când și-a numit copiii și ce semnificație are numele fiecărui copil. Locul unde se așeza, fântâna pe care o săpa, cum se numea fântâna aceea, ce nume primea locul acela, era legat de experiența lor cu Dumnezeu. Iar Isaac știe lucrul acesta, Isaac reține și păstrează și vrea continuitate în ceea ce se întâmplă legat de umblarea cu Dumnezeu. Spuneam joia trecută că e important să știm și noi ce fântâni au săpat părinții noștri, să vedem ce s-a întâmplat cu ele, să vedem dacă nu filistenii le-au astupat, le-au umplut cu țărână, cu noroi, să le găsim, să le redescoperim, să le repunem în folosință și mai ales să le dăm numele care le-au avut de la început. Asta înseamnă să ai trecut, să ai istorie. Noi, evanghelicii, nu prea avem istorie. O avem, apropo de reformă, dacă o ducem cât mai, poate cât mai departe, o ducem până la reformă. Dar după aceea spunem noi, a fost Evul Mediu întunecat, a fost Babilonul, a fost o biserică în apostazie, a fost, și nu prea știm cum a fost. Pentru că dacă am studiat cu adevărat istoria, am aflat că Dumnezeu în fiecare generație a avut oamenii săi. Că nu s-au numit ei penticostali sau baptiști sau evanghelici, dar au fost oamenii lui Dumnezeu care au umblat sub călăuzirea Duhului Sfânt. Ori aceste fântâni nu trebuie să se piardă, aceste izvoare, aceste zauri și aceste lecții ale istoriei nu trebuie să se piardă.
De aceea v-am provocat la finalul lecției de joia trecută să reflectăm și să reflectați acasă, în dreptul dumneavoastră, a familiei dumneavoastră, ce fântâni duhovnicești au fost acolo. De exemplu, când mă duc la Feleac cu soția, pentru că ea este de acolo și familia ei, e casa aceea de la marginea satului, e casa aceea unde totdeauna era rugăciune, e casa aceea unde se făcea stăruință, e casa aceea unde veneau oameni din toată țara, măcar că acolo locuia o bătrână, o văduvă, o femeie necăjită, cu trei fete și trecută prin cuptoarele vieții și prin necazurile vieții, reperul legat de acel loc e rugăciunea și e casa pustie, e casa goală, dar și acum când intri, e o tindă, cum se spune în Ardeal, cum se spune la țară, intri într-un fel de odăiță, cum intri imediat, și apoi e camera efectivă, unde acolo își trăia omul existența. Așa cum acolo, în acea cameră, pe masă, e Biblia, e deschisă, și când intrăm acolo și când mergem acolo, ne punem genunchii jos și facem o rugăciune, nu atât pentru că locul acela, știu eu, ar fi încărcat de ceva semnificație mistică sau, știu eu, spirituală, ci amintirile. Amintirile și istoriile și experiențele care s-au petrecut în acea casă, în acel loc. Acela e etosul de familie a soției mele. Aceea e fântâna despre care vorbesc când spun uitați-vă în casele dumneavoastră ce fântâni v-au lăsat părinții. Fântâna rugăciunii, de exemplu. Oricând vorbești de penticostali, dacă ar fi să vorbim pozitiv de ei și numai pozitiv, ar trebui să spunem că unic și caracteristic penticostalilor era rugăciunea. Locul de rugăciune, grupe de rugăciune, seri de rugăciune, nopți de rugăciune, nopți de veghe, întâlniri de proroci, întâlniri de stăruință, întâlniri pentru botez cu Duhul Sfânt, cu toate extremele, cu toate abuzurile, cu toate eșecurile, cu toate lucrurile mai mult sau mai puțin după așteptări, dar penticostalismul și mișcarea penticostală avea această fântână, avea acest tezaur. Ori astăzi cum este oare? Frate Petrică, ce aveau frații baptiști? Dumneavoastră care sunteți fiul de păstor și încă un păstor din ăla cu renume, dar care a știut să fie și baptist și penticostal, ce aveau baptiștii special? Ce era unic și special? La prima generație de baptiști, hai să vorbim așa, în România vorbim, ce aveau? Aveau cuvântul, dar mai aveau ceva. Mai aveau ceva. Asta și penticostale aveau într-un anume fel. Evanghelicii. Știți ce aveau? Aveau foc în talpă. Aveau foc în talpă, adică nu puteau să stea în locul lui. Ați uitat? Mergeau peste dealuri, mergeau peste văi, mergeau pe jos, mergeau cu bicicletele, mergeau cu trenurile, mergeau cu boii, mergeau ca să ducă vestea Evangheliei, mergeau să ducă vestea unui Dumnezeu care vindecă, care transformă viața, care e real, e palpabil, mergeau. Prima grupare penticostală care a cerut guvernului de atunci, de fapt a cerut regelui, că era regele, în 1922, o grupare micuță de la Păuliș, Arad, vreo 20 și ceva de suflete, au trimis o hârtie regelui, da? Au trimis guvernului României, să-i recunoască și au spus, noi suntem penticostali, că așa au înțeles ei că în America e o trezire penticostală, e o trezire
și lucrarea Duhului Sfânt și au cerut, sigur că regele nu le-a dat dreptul, guvernul de atunci n-a aprobat ca această grupare să fie recunoscută, au fost recunoscuți mult mai târziu și nu mai spun de cine, așa? Dar ce vreau să spun e altceva. Fratele acela în casa căruia era rugăciunea era un pastor baptist pe nume Bradin Gheorghe. Și soția lui era bolnavă, avea cancer pulmonar. Și era foarte grav bolnavă. Dar el primea niște scrisori și niște broșurele care veneau din America de la niște oameni plecați la lucru, români plecați la lucru în America și spuneau, dar noi suntem aici la niște adunări unde Dumnezeu lucrează, la niște adunări unde Dumnezeu botează cu Duhul Sfânt, unde Dumnezeu face vindecări. Și fratele pastor baptist și cu soția lui, cu Persida Bradin, ei n-aveau copii, au înfiat un copil, l-am întâlnit personal pe copilul acela la Detroit, i-am luat și interviu, video, asta o să vă spun altă dată, niște mărturii extraordinare din gura acelui om și au zis, dacă Dumnezeu lucrează așa, Dumnezeu e același, nu lucrează numai în America, lucrează și aici. Cum au știut ei? Nu i-a învățat nimeni, nu le-a zis nimeni. Uite, așa se face sau așa. Și s-au pus într-o zi, după ce au venit de la adunare, adunarea baptistă, au făcut rugăciune acasă și s-au pus la rugăciune și s-au rugat așa, Doamne, dacă Tu lucrezi și faci minuni încă și astăzi, ai milă de soția mea, ai milă de mine, Doamne, a spus Persida Bradin. Și Dumnezeu a coborât, și Dumnezeu a vindecat-o, și Dumnezeu a botezat-o cu Duhul Sfânt, și cu niște opinci, și cu un suman pe ea, și cu încă o verișoară de ei, bolnava de cancer pulmonar, s-a ridicat și a plecat din Păuliș Arad până în județul Bihor, la Groș, unde erau neamurile ei, că de acolo se trăgea, la familia Ursu, pe jos. Sigur că le-a mai luat cu căruța, dacă au găsit pe drum cineva, știți, să faci așa, că te duci o bucată de vreme, nu știu dacă au mers efectiv pe jos atâția kilometri, dar s-a dus, știți de ce? Pentru că aveau foc în tălpi. Aveau foc în picioare. Și așa spune Scriptura, binecuvântate sunt pe munți picioarele celor ce vestesc vești bune. Și aceste femei credincioase care aduc vești bune sunt o mare oștire. Ăsta era etosul penticostal sau etosul baptist, care mergeau să ducă Evanghelia, care mergeau să facă ucenici, care mergeau să predice și să planteze biserici, care nu stăteau cu mâna în sân și nu știau la ce biserică să mă duc și nu mă bagă nimeni în seamă și mă duc în altă parte, că ei n-aveau timp de... Pentru ei aceste lucruri nu existau. Începeau adunările de vinerea și se terminau lunea. Dura toată duminica, toată ziua era adunare. Acum vi se pare mult, o oră jumate, așa-i? Ce s-a întâmplat? Ce a fost cu ei? A, o să ziceți, a, vorbești de aia turși în cap, de aia fără cravată, de aia fără... Ce trist că numai atâta știm și numai atâta am reținut. Vorbesc de aia care aveau foc în talpă, care aveau Duhul Sfânt al lui Dumnezeu în inimile lor și care, așa cum erau, fără școli, fără educație, fără nu știu câtă teologie, dar aveau un Dumnezeu real înăuntru și spuneau, trebuie să mă duc să spun la vecinul, să mă duc să spun la satul celălalt, să mă duc să spun la neamurile mele din nu știu unde, să le spun despre acest Hristos. Ori astăzi fântânile acelea
Filistenii le-au astupat. Le-au astupat. A sunat cineva zilele trecute, cineva din biserică și a zis, frate Dorin, țineți niște lecții despre care sunt piedicile din calea trezirii, de ce întârzie trezirea? Leonard Ravenhill, un bătrânel foarte simpatic, dar care nu era primit în bisericile mari, era doar primit în biserici mai mici de pe la țară, a murit cu, are o cărticică, a scris o carte, de ce întârzie trezirea. Nu era primit și nu era bine văzut, pentru că și el vorbea despre aceste lucruri. În Luca 10:2, ni se spune că mare este secerișul, dar puțin sunt lucrătorii. Și acum vă rog, observați textul. Nu spune, căutați lucrători, trimiteți-i la școală, pregătiți-i, echipați-i. Nu că asta nu e important, e important, e foarte important. Știți ce spune? Știți ce spune textul acolo? Dane, l-ai afișat. Ce spune? Rugați. Vedeți? Cu asta începe. Asta e secretul. I know, nu Dan l-a afișat, că tu l-ai afișat. Îți văd zâmbetul. I'm sorry. Dane e șeful, de asta am zis Dane. Thank you că îi ajuți acolo. Amândoi, voi doi. I have to stop because I'm going to slip into something else. But it's beautiful. So, uitați ce zice, vedeți? Spune, rugați, rugați pe Domnul Secerișului să scoată lucrători. Cu asta începe. Rugați. Sunt oameni care încep să se roage. Paul Ionghicio, care are 850.000 sau nu știu câți are, apropo de numere, nu știu câți are, poate 1.000.000 în biserica lui. Dacă citiți biografia lui și mărturia lui, a patra dimensiune, titlul cărții, spune că ani de zile, a avut un grup mic cu care se ruga. Și tot spunea Domnul că voi face o trezire în Coreea de Sud, voi face o trezire în Seul, voi face o trezire în țară, voi face și... Ei s-au rugat cu disperare, se adunau în colibele lor acolo la țară, strigau de pe un deal pe altul să vină la rugăciune și zice, eram 10-15 în grupul ăsta, nu era un grup. Dar de aici a plecat, ăsta a fost secretul. Așa că înainte ca să săpăm fântânile noastre, trebuie să descoperim, să dezgropăm fântânile părinților noștri și a înaintașilor noștri și ce au făcut ei. Ne uităm în câteva minute la Isaac și la cel puțin 3 teste pe care le-a trecut el. Sunt 3 teste pe care le-a trecut. Probabil că în seara aceasta voi reuși să vorbesc de 2, așa, întreagăt. Primul test este testul ascultării. De ce spun asta? Pentru că dacă citiți versetele 1-6, capitolul 26, o să aflați că e foamete în țară și lumea fuge iarăși în Egipt. E foamete în Canaan, la fel ca Avram, la fel ca alte generații, în Egipt era belșug și fugeau în Egipt. Foarte interesant că lui Isaac Dumnezeu îi spune, nu te duci în Egipt, stai aici. El deja era în călătorie, deja era plecat, deja pornise spre Egipt și Dumnezeu îi se arată și Dumnezeu îi spune, acum traversezi Filistia, traversezi cetatea Gerar, Valea Gerar, este o vale în zona Nilului, în zona deșertului, de fapt Negev acolo, în partea aceea, spre Egipt.
Și spune, nu mai mergi în Egipt, rămâi aici. Aici te voi binecuvânta. Doamne, dar aici ai foamete. Aici nu crește nimic. Uite, rămâi aici. Sigur că lumea fuge în Egipt, lumea aleargă unde-i pâine, unde-i belșug, din cauza crizei economice, dar tu rămâi aici. Dar, Doamne, nu-mi risc și cât puținul cât îl am, am turme, am slujitori, nu am prea mult, dar am ceva. Și dacă rămân aici unde e criză, aici unde e lipsă, ce se întâmplă? Nu e un risc? Ba da, e un risc total. Omenește vorbind, e un risc total. Dar când asculți de Dumnezeu, nu e un risc. Și Dumnezeu îi spune, rămâi aici. Aici te voi binecuvânta. Aici, în țara asta străină, aici, în Filistia. Rămâi aici. Asta îi spune. Citiți cu atenție și veți observa ce spune textul. Te voi binecuvânta aici și îi spune ceva foarte frumos, foarte interesant. Te voi binecuvânta din pricina tatălui tău, Avram. Și te voi binecuvânta din pricina ascultării lui. Pentru că tatăl tău a fost ascultător, ăsta e motivul pentru care vreau să te binecuvântez. Vă rog să rețineți principiul acesta. Sigur că Isaac avea și el de plătit acest preț al ascultării, dar îi spune Dumnezeu, deja am pentru tine puse deoparte binecuvântări și din pricina tatălui tău vreau să te binecuvântez. El a fost ascultător și pentru că a ascultat, pe tine te binecuvântez. Și Isaac ascultă la rândul lui. Deci testul ascultării îl trece prima dată. Și îl trece bine. Îl trece foarte bine. Un test pe care noi, cei mai mulți, nu-l trecem. Numai un pic dacă nu ni se face pe plac, dacă nu e cum ne-am așteptat, dacă nu e cum vrem noi, nu mai ascultăm. Nu vrem să ascultăm. E un lucru foarte greu să cer cuiva ascultare. Deci testul acesta al ascultării îl trece cu bine Isaac și rămâne acolo. Și vă rog, observați, încă din versetul 12, primul care l-am citit, zice, Dumnezeu l-a binecuvântat, a rămas acolo, Dumnezeu l-a binecuvântat însuțit, de 100 de ori. Aveam un prieten creștin, businessman la Cluj, care spunea, frate Dorin, mie dacă nu mi se dublează profitul, nu merită să fac investiția. Trebuie să am cel puțin 50%. Deci, i-am spus, mai frate, în America, oamenii de business sunt mulțumiți dacă au 10-20% profit anual. Dar tu, 50%? Asta e foarte mult. Da, zice, pentru mine nu se merită dacă n-am 50% profit. E o mare binecuvântare. Dacă e 75, înseamnă că e ceva cu totul ieșit din comun, ceva rar de tot. Aici, la Isaac, într-o țară în care nu era belșug și în care era foamete, că numai în Egipt era bine, Dumnezeu îl binecuvântează însuțit, 100%. Asta numai Dumnezeu poate face. Este o dovadă că numai Dumnezeu poate să facă astfel de lucruri. Da, dar și El trebuie să asculte, și El trebuie să facă ceva. Nu e că stai cu mâna în sân, cu ochii în soare și te uiți în sus și aștepți să-ți cadă. Nu. Ce face El în timpul ăsta? Stă acolo, lucrează pământul, muncește. Dumnezeu este Cel care binecuvântează. Dar primul lucru care îl face, dezgroapă fântânile tatălui său. Nu se poate fără apă. Sigur că da. Nu se poate. În testul acesta vor ieși la iveală și niște lucruri care nu sunt prea coșere. Adică totdeauna testul e menit să scoată în evidență niște aspecte negative. Când ești în cuptor, când ești în test, ies cuiele din sac, cum spune românul. Se vede
all your shortcomings. Se văd niște lucruri care nu sunt ok. Ies la suprafață. Și ies ca să le poți evidenția, ca să le poți duce la cruce, ca să le poți pune la picioarele Domnului și să ceri Domnului schimbare și transformare. Orice iese aici, în cazul lui Isaac. Și Isaac și Avraam se pare că erau niște oameni, cum? Fricoși. Fricoși. Și Avraam și Isaac au acest trend, au acest trace în gena lor, că sunt fricoși. Dacă mă omoară, dacă mă prind. Exact pe acolo a trecut și taică-său. Exact pe acolo a trecut și Avraam. Exact de aceeași frică a fost bântuit și Avraam. Și a zis, păi dacă află că e nevastă-mea pe mine, mă omoară. Exact asta face și Isaac. O să afle filistenii că Rebeca e soția mea și pe mine o să mă omoare. Ea e frumoasă, ea e de dorit pentru mulți și pe mine o să mă omoare. Și sub imperiul acesta al fricii ce face? Și Avraam și Isaac mai avea o slăbiciune care acum iese la suprafață. Care e slăbiciunea asta? A doua, pe lângă frică. Nu prea le place să spună adevărul sau să spună tot adevărul. Avraam zice, o, e sora mea. Pe jumătate, jumătate era adevărat. Pe jumătate era, într-adevăr, Sara. Era sora lui. Dar la Isaac nu mai este așa. La Isaac, Rebeca e soția lui, nu e sora lui. Deci iată încă o problemă care iese la suprafață, care Abimelec, acest my father is king, asta înseamnă Dumnezeul meu, sau tatăl meu este împărat, așa se traduce Abimelec. Spuneam și joia trecută, e un titlu generic, nu e numele împăratului, ci e mai degrabă un titlu generic. Spune, ce ne-ai făcut? De ce ai făcut asta? Mi-a fost frică. Mi-a fost frică și la fel ca tata, am spus și eu jumătăți de adevăr sau am spus o minciună. Patriarhi. Dumnezeu nu lucrează cu oameni perfecți. Lucrează cu oameni perfectibili. Cu oameni care prin procesele acestea de experiență și de încercare, de testare, se lasă modelați, se lasă corectați de Dumnezeu. Recunosc slăbiciunea, recunosc problema care o au și Dumnezeu îi spune, din cauza ta vreau să binecuvântez toate națiunile Pământului. Așa cum i-a spus lui Avraam, așa îi spune și lui Isaac. Tu care te-ai temut, tu care ai mințit, tu care ai spus jumătăți de adevăr, tu care ai umblat cu șiretlicuri, în cazul lui Iacob, enorm de multe, și totuși Dumnezeu vede ce poate să scoată din acești oameni, ce poate să modeleze și să formeze din acești oameni. Și le spune, am să binecuvântez, datorită vouă vor fi binecuvântate națiunile Pământului. M-am gândit să știți, și nu e prea mult timp să vorbesc despre asta, dar am să spun. M-am gândit că se vorbește mult despre Emanuel, că Emanuel e ieșit din comun, Biserica Emanuel, că Emanuel e în lucrarea aceasta de avantgardă, că Emanuel are worship de nu știu când și aici s-a pus accent pe laudă și închinare încă de la început, încă de mulți ani. Apoi Emanuel e foarte recunoscut în lume și e vizibil pe internet și sunt foarte mulți oameni care ascultă. Emanuel încearcă să facă tranziția și trecerea la limba engleză. Emanuel încearcă foarte multe lucruri și probabil că asta e o calitate a lui Emanuel. Dar oare v-ați gândit vreodată că Emanuel, Biserica Church of God, Emanuel, are
în economia lui Dumnezeu are încă ceva, încă ceva la care, nu știu dacă o să găsiți în America sau undeva în lume, ceva asemănător? Să vedem dacă vă trece prin minte. Relația cu comunitatea evreiască. Relația cu comunitatea evreiască. Și nu orice fel de relație. O relație în care la început Emanuel a fost în chirie, a dezvoltat o relație de apropiere, de prietenie cu comunitatea Betemet, până acolo încât și astăzi toată lumea se miră cum v-au vândut vouă evreii, că evreii nu își înstrăinează valorile și patrimoniul și sinagoga sau templu, cum numesc ei, cum vi l-au vândut vouă? Și acum lucrurile s-au schimbat, acum suntem noi proprietarii și sunt ei chiriașii. Și câteodată ne tratăm așa ca și proprietari și chiriași și ne luptăm cu ei și ne hustle cu ei ca și Iacob cu îngerul. Ei vor o binecuvântare de la noi, noi vrem o binecuvântare de la ei. Și câteodată ne vine să ne luăm lumea în cap și să terminăm. Ei să termine cu noi și noi să terminăm cu ei. Dar de fapt nu e așa. De fapt, cred că Dumnezeu, în planul Lui și în economia Lui, ne-a pus foarte, foarte aproape cu această comunitate, cu care trebuie să dezvoltăm o relație frumoasă. O relație frumoasă. Când o să mai fie puși ei față în față cu niște creștini? Și când vin aici să zică, ăștia-s creștini, uitați-vă la ei, așa arată copiii lui Dumnezeu. La copiii lui Dumnezeu suntem noi, o să spună evreii. Da, sunteți și voi, dar ăștia-s creștinii. Uitați-vă la ei, mai uitați-vă odată. Duminica viitoare, mai uitați-vă odată. Miercuri când veniți, joi când veniți, dimineața când veniți, seara când veniți, că ei sunt aici cam în fiecare zi. Mai uitați-vă odată. Ăștia sunt creștinii. Și cred că noi, Biserica Pentecostală Emanuel, nu suntem încă conștienți de această responsabilitate. Asta e părerea mea. Dacă greșesc, iertați-mă. Poate că greșesc. Sau aș vrea să greșesc. Dar am impresia că nu suntem încă conștienți de acest mandat, de această responsabilitate. Că Dumnezeu ne-a pus împreună cu ei sau pe ei împreună cu noi ca să aibă și ei o mărturie despre cine sunt creștinii ăștia, Domnule. Cum sunt creștinii ăștia? V-ați gândit vreodată serios la treaba asta? Dacă nu, sau dacă încă nu, nu-i târziu nici acum. Deci, Isaac trece acest test al ascultării și ascultă, stă acolo, nu pleacă mai departe, muncește, nu stă cu mâna în sân, dezgroapă fântânile, e binecuvântat, datorită ascultării e binecuvântat, datorită ascultării tatălui său, datorită ascultării lui. Și acum vine testul al doilea, foarte interesant acest test al doilea. De-al treilea cred că nu o să mai apuc să vorbesc, poate joia viitoare. Acesta este testul răbdării. Testul răbdării. Știți de ce? Pentru că acum, binecuvântat de 100 de ori mai mult, ajunge bogat, se îmbogățește pe zi ce trece, până când ajunge foarte bogat. Iată textul, ce interesant spune. Astfel omul acesta s-a îmbogățit. Da? Și a mers îmbogățindu-se din ce în ce mai mult, până ce a ajuns foarte bogat. Deci, e un fel de îmbogățire din asta continuă, parcă s-a spart sacul cu binecuvântări și curge peste el de... nu mai există nicio limită.
Și Abimelec recunoaște și spune, ai ajuns mai tare decât noi, ai ajuns mai bogat decât noi. Și acum cel mai slab îl roagă pe cel mai tare, îi spune la cel mai tare, pleacă, pleacă de aici. Iacob putea să spună, sunt mai bogat ca tine, pleacă tu. Dumnezeu a zis că pământul ăsta e al meu, că mi-l dă mie, pleacă de aici. Eu sunt mai bogat, sunt mai puternic. Și observați, vă rog, Isaac își face bagajul, își strânge cortul și pleacă. E ceva ieșit din comun, ceva ce n-are sens și n-are logică. Cu toată binecuvântarea aceasta atrage gelozia filistenilor, atrage invidia celor din jur și ăștia vin și îi spun pleacă. Și, într-adevăr, Isaac își strânge calabalâcurile și pleacă. Sunt cel puțin trei momente din acestea de plecare. Trei incidente care îl fac pe Isaac de fiecare dată să-și facă bagajul să plece. Putea să se lupte, putea să se războiască, să se certe, să facă scandal, să-și ceară drepturile, era mai puternic, era mai bogat. Și foarte interesant, e un trend aici. De fiecare dată își face bagajul și se duce. Trebuie să pleci, îi spune Abimelec. Da? Bine. Și pleacă, iese din cetatea Gerar și se duce în Valea Gerar. Se duce așa, afară. Și acolo, ce credeți că face? Primul lucru, să apă fântâni. Asta era în gena lui. Asta era în felul lui de a fi. Asta îl caracteriza pe el, fântâna. Să apă fântâni. Și acolo, în Valea Gerar, are probleme din nou. Că se ceartă oamenii lui Abimelec cu oamenii lui. Și spune textul, pleacă și de acolo. Pleacă și de acolo. Din cauza scandalului, ca să nu fie ceartă, ca să nu fie gâlceavă, se duce și de acolo. Da? Și se duce și se așează la limită, la graniță. Berșeba era chiar la graniță. Și o să vedeți joia viitoare, dacă Dumnezeu ne ține, o să vorbim despre acest test, al treilea test pe care îl trece acolo la Berșeba. Deci în Gerar trebuie să iasă, în Valea Gerar trebuie să iasă, ajunge la Rehobot, unde în sfârșit nu mai are ceartă, nu mai are scandal, dar și de acolo trebuie să plece. Deci sunt cel puțin trei momente din acestea de plecare. Versetul 17, plecarea în Valea Gerar, versetul 22, plecarea la Rehobot și versetul 23, plecarea în Berșeba. Puțin despre, și încheiem, puțin despre această stare de gelozie. Am mai tratat subiectul acesta când am vorbit de cele cinci fântâni ale lui Isaac. Și am vorbit despre fântâna geloziei și cum alimentează gelozia multe crize de relație din cauza geloziei. Doar câteva ilustrații. Abel și Cain. Prima moarte din istoria omenirii, prima moarte din Sfânta Scriptură este în context de familie, este în context de închinare, este în context de altar, este în context de rugăciune. Acolo e prima crimă, acolo e prima moarte. Să spuneți, a vorbit Dumnezeu de moarte, oare cum se va întâmpla, oare când se va întâmpla, oare în ce context se va întâmpla, oare ce război va fi și cum se vor omorâ. Rămâne în istorie faptul că cei care s-au omorât erau doi frați.
Și cei care s-au omorât, s-au omorât pe probleme de religie. Și cei care s-au omorât, s-au omorât între două altare. Și până astăzi, sunt peste 30.000, 33.000 de denominații creștine. Domnul Iisus s-a rugat și a spus în Ioan 17, Tată, mă rog ca ei să fie una. Și de atunci își tot scot ochii și de atunci își tot dau în cap unii la alții și de atunci se tot blastămă și se tot trimit care pe care în iad. Din cauza geloziei, din cauza invidiei, din cauza concurenței, din cauza nepocăinței, sigur. Apoi, sigur că da, Hagar și Sara, Genesa capitolul 16 este un alt exemplu de gelozie și de invidie. Sara a spus, nu mai pot să văd pe Ismael, nu mai pot să văd pe Sara cum jubilează cu copilul ei. S-o trimiți de aici. Un alt exemplu, Iosif și frații săi. A zis Ruben, să nu ne mânjim mâinile cu sânge, să-l vindem în Egipt. Și Dumnezeu a zis, bine faceți, pentru că acolo în Egipt vă pregătesc salvarea, vă pregătesc ieșirea, vă pregătesc. Și Iosif a înțeles tot, e ca un puzzle. Pentru Iosif totul a făcut sens, pentru ei n-a făcut sens. Iosif a zis, voi ați vrut să-mi faceți rău? Și Dumnezeu a luat istoria asta cu dramă, cu vânzare, cu înșelare, cu condamnare, cu acuzare pe nedrept în casa lui Potifar, a luat toate piesele astea și le-a pus împreună și a zis, uite cum e puzzle-ul. Voi ați vrut să-mi faceți rău și Dumnezeu a schimbat răul în bine. Toate astea din cauza geloziei. Pastori care nu se pot saluta, frați care nu se pot îmbrățișa, care nu se pot iubi, e posibil așa ceva? Sigur că e posibil, uitați-vă. Apoi în Numer 12, nu? Maria și cu Aron s-au ridicat în tabără și a zis, auziți, dar numai prin Moise vorbește Dumnezeu. Și Dumnezeu a zis, veniți toți trei aici, frățiorilor, voi sunteți frați, veniți aici. I-a dus la cortul întâlnirii și a zis, Aron și Maria, când eu vorbesc cu Moise, nu e ca și cum aș vorbi cu oricine altcineva. Cu Moise vorbesc altfel. Moise poate să-mi vadă fața. Citiți textul, exact asta spune textul. Cu Moise vorbesc ca un om, ca și cum vorbește un om cu un alt om, gură către gură. Dar voi? Voi de ce ați fost răpuși de invidie, de gelozie, de răutate, de răzbunare? De ce? Și toată tabăra a suferit o întârziere de 7 zile. Pentru că atât a trebuit. A zis, dacă o fată e scuipată pe obraz de tatăl ei, trebuie să stea afară din tabără 7 zile. Și Dumnezeu a zis, eu sunt tata, voi sunteți copiii. Voi m-ați scuipat pe mine. Și tabăra stă pe loc 7 zile. 1 Samuel, capitolul 18. Încheiem imediat. După ce David omoară Goliatul, uriașul, femeile parcă erau din feleac, pentru că în feleac, la nuntă, să chiuie
Și ptiuitul ăsta la nuntă e în versuri. Și sunt mai multe și una zice într-un fel și cealaltă răspunde în alt fel. Parcă e de atunci, cu rezonanță din Vechiul Testament. Și femeile și ele compun o cântare și sună frumos, sună în versuri. Eu n-am să spun în versuri, dar spun așa, Saul a bătut miile și David răspunde alt grup de femei, las mujeres, alte femei, alte muieri răspund și zic, da, dar David a bătut zecile de mii. Știți ce spune textul? Din clipa aceea, din ziua aceea, din momentul acela, din ziua aceea, Saul a privit cu ochi răi pe David. De câte ori a trebuit Domnul Iisus să cheme ucenici și să zică, dar el știa, nu m-a întrebat totuși, ce ați vorbit între voi? Ce ați vorbit? De ce v-ați certat? Și care era subiectul? Pe probleme de doctrină? Nu. Știți pe ce probleme? Care să fie mai mare? Maria, mama Domnului, avea o verișoară, o chema Salome. Era soția lui Zebedei, avea doi fii, de acum ucenici de lui Iisus, verișor, dacă vreți, așa omenește vorbind, pe linia asta omenească. Ce a zis? Păi, dacă ăsta ajunge împărat și își face guvernul, pe cine să pună la dreapta și la stânga? Pe verișorii lui, pe Ioan și pe Iacob, Matei 20. Și mama lui Zebedei s-a dus, mama fiilor lui Zebedei s-a dus la Iisus să-l roage frumos. Când a auzit ucenicii, s-au supărat, s-au mâniat, dar cum ți-ai permis, dar cum așa ceva, dar cum, că și noi avem dreptul, și noi putem, și noi vrem. Și Pavel spune că a plantat o biserică în Corint, plantată de Marele Apostol Pavel. Și biserica asta din Corint era o biserică foarte imatură. Că fi zis că o plantat-o nu știu cine, domnule, a plantat-o și n-a ieșit bine, că nu i-a pus temelia bună. Dar a plantat-o Pavel, da? Vorbim de o biserică plantată de Apostolul Pavel, biserica din Corint. Și între multele probleme care le aveau, știți care era una mare de tot? Erau pe grupe. Unul al lui Pavel, unul al lui Chifa, unul al lui Apollo. Ba unii spuneau că ei sunt numai al lui Hristos, dar nu se înțelegeau cu ceilalți. Și Isaac ne dă o lecție despre ce să faci când gelozia cuiva te mănâncă și te amenință și te urmărește și vine la tine și spune, știi ce? Cel mai bun lucru este... este să pleci. Și Isaac spune, da, bine, am să plec. Și joia viitoare o să vedem cum se învârte roata istoriei. Așa spune un proverb, că oricum se învârte roata istoriei, virtutea rămâne mereu deasupra. Și să vedem testul al treilea pe care îl trece Isaac, joia viitoare, dacă Dumnezeu ne dă viață și har. Ne ridicăm la rugăciune. Trebuie să curățăm fântânile părinților noștri, trebuie să săpăm altele ale noastre, dar în drumul acesta, oricât de greu, a umblării cu Dumnezeu, trebuie să trecem testul ascultării de Dumnezeu, să ne vorbească Dumnezeu și noi să ascultăm. Și trebuie să avem foarte, foarte multă răbdare și să fim oameni ai păcii, să fim oameni ai bunei înțelegeri, să nu fim oameni de scandal sau oameni de invidie sau oameni
răpuși de tot felul de nemulțumire, de tot felul de răutăți. E o mare lecție care ne-o dă Patriarhul Isaac. Și o să vedem și mai multe în întâlnirile următoare. Haideți să ne rugăm și să cerem Domnului să ne lumineze ce fântâni în casele noastre, în neamul nostru, în biserica noastră, în comunitatea noastră, trebuie curățate, trebuie date în folosință. La ce fântâni lucrăm noi acum? Dacă este gelozie sau invidie sau răutate în inima noastră, din ce fântâni bem? Din ce fântâni ne adăpăm? Pentru că fântânile lui Dumnezeu și fântânile credinței niciodată nu cultivă gelozie sau invidie sau comparație sau competiție sau răutăți, răzbunări și alte lucruri. Să ne cercetăm pe fiecare. Și pe oriunde mergem, în timpul vieții noastre, să zidim altare, să săpăm fântâni și să fim străini și călători care trăiesc liber într-un cort pe care și-l pot strânge repede când Dumnezeu spune, du-te, Isaac, mai departe. Du-te din Gerar în Valea Gerar. Du-te din Valea Gerar într-un alt loc mai larg, numit Rehobot, du-te acolo. Dar nici acolo nu o să stai mult, pentru că de acolo o să mergi mai departe, o să mergi la Berșeba. Trebuie să fii pregătit să-ți ridici cortul, să-ți împachetezi lucrurile, pentru că ești străin și călător. Nu în America e rădăcina noastră, nu în România e rădăcina noastră. Nu știu unde ne place cel mai mult, e locul nostru. Ci suntem în căutarea unei alte patrii, a patriei cerești. A locului despre care Iisus a spus, mă duc să vă pregătesc un loc, ca acolo unde sunt eu, să fiți și voi. Asta e inima și dorul credinciosului. Să fie cu Domnul și să fie cu Domnul totdeauna. Ne rugăm în sensul acesta.